Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez la sugestia unui abonat un copacel înflorit și anume voi desena un copacel japonez, Sakura, un cireș înflorit, plin de floricele roz minunate. Înainte de orice altceva însă vreau să vă rog o chestie, am observat că foarte mulți din cei care mi urmăresc clipurile nu sunt abonați. Vă rog abonați-vă în caz de n-ați făcut-o și nu vă costă nimic și puteți oricând să vă răzgândiți la o altă dată. Bun! Dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, îmi puteți lăsa în comentariile de mai jos părerile sau întrebările sau sugestiile voastre. Niciodată nu se știe cum vreo sugestie de-a voastră o să ajungă subiect de clip în viitor. Cum și acesta este o sugestie, la fel, îmi place să mă uit prin comentarii și să mai arăt pe acolo sugestii pentru clipuri. Așa. Voi folosi o coala 4, voi folosi un creionaj HB pentru a face schița. Încă o dată vă spun, foarte, foarte important este să faceți schița, nu începeți să desenați direct cu linerul sau cu negru sau așa, începeți cu creionul, faceți schița, lucrați la schița până schița este gata și vă face cum arată și abia după aia începeți să conturați. Așa. Am trasat un triunghi, ați văzut acolo la început, am făcut un triunghi mai mare, care o să fie așa în mare forma copăcelului nostru. O să-i adaug. Am pus una, două, trei, patru, cinci triunghiulețe mai mici, cumva așa, unul în vârf, unul în stânga, în colțul stânga, unul în colțul dreapta și încă două mai la jumate, dar nu chiar la fel, cele de la jumate sunt un pic așa mai asimetrice, care o să fie forma buchețelelor de flori. O să fac așa 3, 5 zmocuri așa de floricele, de buchețele de flori și o să aibă cam formă de triunghi în mare. Și acolo sus o să începem cu primul buchețel, să zic așa, de flori. Mai întâi am făcut o floricică simplă de 5 petale, apoi am început să mai fac niște, vedeți, în jurul ei, 3 petale, 5 petale, așa ca și cum ar fi buchețelul bogat. Continuăm și niște crenguțe pe acolo, prin ele, pentru că este ajută la desenul nostru, dacă putem să vedem crenguțele și printre floricele. Vedeți, mergem cu crenguța în jos, mergem cu una în sus, la facem de tot frunzuliță și cam asta este designul. Practic, dacă reușiți să faceți primul buchețel, primul triunghiuleț ăsta de sus, care am început eu, așa o să le facem pe toate. Așa o să facem fiecare crenguță, fiecare buchețel. Și dacă stăpâniți treaba asta, o să puteți să desenați copăcei totdeauna, de acum încolo, pentru că dacă învățăm să facem ceva legat de desen, nu o să mai uităm după aia, o să putem să facem oricând, vrem să mai desenăm ceva, vrem să mai schițăm ceva, o putem face. Vedeți, nu fac fix forma de triunghi, am făcut un buchețel central, încă unul în stânga, două crenguțe cu frunze care ies din ele. Mergem un pic și în dreapta, facem niște buchețele, încercăm să le facem așa, cât mai asimetrice să fie, să nu fie, că dacă sunt simetrice, nu mai par așa realiste, par mai artificiale, să zic așa. Și cam asta este baza. Trebuie să repetăm acum chestia asta, în buchețelul ăsta, crenguța de flori, în fiecare triunghiuleț. Vedeți, ducem, bineînțeles, de la tulpina de baza copăcelului, ducem crenguțe înspre fiecare, ducem brațe de crengi înspre fiecare zona aceea de floricele. Crenguțele le facem tot la fel cât putem noi, să fie strâmbe, să fie asimetrice, să nu le facem drepte, asta e ideea. Cât mai detaliate așa și mai asimetrice, cu atât mai realiste și pare mai ok desenul. Așa. Și asta o să facem în fiecare partea desenului, apoi o să conturez folosind linerul. După ce am terminat de făcut schița, v-am mai spus și vă repet, eu folosesc liner de la Copic, sunt foarte mulțumit de el și dacă vreți să investiți în ceva bun, cumpărați-vă un astfel de liner, e undeva la 20 și ceva de lei, cred, dacă nu s-a mai scumpit de timp și face minuni. Iar de colorat, voi colora folosind marcare pe bază de alcool, dar voi puteți folosi creioane colorate, carioși normale, ce aveți la îndemână. Merge foarte bine colorat și creioane colorate, trebuie pur și simplu floricelele care le-am desenat integral cu 5 petale să le faceți mai deschise, pentru că sunt cele mai de mai sus, și cele care sunt pe lângă ele, un roz mai închis, culoare mai închisă, ca să arătăm că e umbră.
Iar în jumătate o să pun un pic de galben, în jumătatea felicelelor centrale, la buchețele noastre de crenguțe. O să mai adaug câteva petale, câteva flori care pică din el, scuturate de vânt, în stânga, în dreapta și prin zonă. Și cam asta este destenuțul. Cam asta avem de făcut. Să-mi spuneți în comentarii cum v-a ieșit, cum v-a plăcut și să-mi dați sugestii, păreri pentru clipuri viitoare. Aici o să mă opresc din vorbit, o să continui să desenez. Vă urez în continuare spor la desenat și vouă. Dați un like dacă nu ați făcut-o încă și dacă acest lucru vă place. Și o să ne auzim data viitoare cu un nou tutorial, cu un nou clip. Eu am fost Albert, v-am pupat. Pa, pa!